Secura de macho îmi place teribil, mai ales că ea costă doar 34,99 de dolari. Ea este vândută pe internet, o puteți găsi acolo ca atare. Și mi-aduce aminte de scriere lui Sven Hassel, care povestea la un moment dat, dacă nu mă înșel în gestapo, despre faptul că într-o gare din München, nu mai știu, am citit acum vreo trei decenii cartea, erau doi băieți care aveau uniformele SS și purtau uh, mergeau către închisoarea de la Torgau și purtau... Uh, două secure pe care le înveliseră foarte frumos într-o tocă dintr -o asta, într-o, uh, nu știu cum să spun, husă, dar erau huse de piele cu semnele gestapoului și cu armele, cu un semnul de armă a celor care erau uh, uh, gâde. Cam cum sună, nu? Gâde. Uitați-vă după cum uh, și astăzi viața și destinul ne duce în situația în care să vedem că am ajuns totuși la același factor ireductibil, la secure și la gâde cam cum e. După cum mi-aduc aminte, practic în uh, filmul Întoarcea lui Vodă Năpușnanu, o capodoperă, este Eisensteinian filmul, este de, de natură feliniană, este superb, al mai vinei Urișanu, la un moment dat uh, gâzii de acolo, lei vorbeau despre cum uh, uh, boierii care erau omorâți făceau în fața morții și uh, reacționau la tortură. Și cum povesteau ei <coughs> despre cum reacționau boieroaicele cât de slabe sau de puternice erau și cum bărbații la un moment dat se frămătau sub tortură și crăpau. Dacă remarcați de vreo cel puțin 2000 de ani de când este istoria asta, în afară de fenomenul creștin, care prin excelență este un act de sublim și de umanitate, deci este divin, pentru că umanitatea este definită doar prin dimensiunea divină, noi avem o tovărășie a securii. Securea cea care nevul mediu devine extraordinară și care devine utilă, pentru că cu Securea la un moment dat s-a împărțit noua structură imperială în Europa Centrală. Cu Securea Mihai Viteazu, care era împrumutată, am impresia, de la turci, pentru că era o Secure cu două lame, Mihai Viteazu a construit principatele. Cu Securea la bătălia de la Nicopol Baiazid, la un moment dat cu Spahii și cu enicerii, reușea să tranșeze noul imperiu cu securea Mahomed al doilea cuceritorul ceritorul Ducutunul, așa cum pare, a dărâmat și a cucerit Constantinopolele, cu securea care a fost automatizată și construită la un nivel inteligent ca să aibă productivitate ca tăiși, da? tocmai de către un doctor, Andrei Ghilotin, la Revoluția franceză s-au rezolvat treburile, cu cuțitul și cu securea, băieții de la ISIS s-au tăiat capetele oamenilor, acum, contemporan, prin curtoazia și sprijinul domnului Obama. Adică, dacă remarcați, inclusiv cu secură, a fost tăiat jurnalistul ăsta, Kasogi, în consulatul turc al Arabiei Saudite. Lucruri făcute cu Securea. Securea este mai contemporană decât pare și am impresia că are un viitor mai mare. Pentru că știți, și Einstein spunea că nu se știe cu ce arme omenirea va lupta în al treilea război mondial, dar în al patrulea sigur va fi cu măciucile. Și mi-aș permite să completez și cu Securea.